În cadrul programului de voluntariat demarat la nivelul Poliției Locale Galați, la începutul acestei săptămâni a avut loc o primă întâlnire cu parte dintre persoanele care și-au manifestat intenția de a deveni voluntari în cadrul instituției. Comisia de selecționare a intervievat în prima zi 16 persoane, gălățeni care provin din toate mediile sociale, studenți, elevi, salariați și șomeri. Cei mai mulți dintre ei au recunoscut că i-ar interesa pe viitor un loc de muncă la poliția locală, domeniile vizate de aceștia fiind ordinea publică, siguranța rutieră, comerțul, mediu și intervenția rapidă. Media de vârstă a celor care s-au arătat interesați de programul de voluntariat este de 35 de ani. Pe perioada voluntariatului, persoanele selecționate vor avea o legitimație dată de poliția locală, vor purta o veste inscripționată și vor acționa doar în subordinea polițistului local. Cei care vor deveni voluntari în cadrul Poliției Locale Galați, înainte de a acționa alături de polițiștii locali, vor participa la câteva ședințe de instruire. Voluntarii vor fi prezentați opiniei publice pe data de 5 decembrie 2017, de Ziua Internațională a Voluntariatului. La nivelul Poliției Locale Galați continuă înscrierile în cadrul programului de voluntariat. Până la această dată s-au înregistrat peste 40 de solicitări. Dintre acestea, o comisie va selecționa un număr de 20. Voluntarii vor fi evaluați trimestrial, iar dacă va exista eficiență, numărul acestora va crește.